Trec pe Marius Ciumudica, antrenorul celor de la Gaziantep. Bună dimineața, Șumi! Bună dimineața! Bună dimineața, mister! Ce faci? Cum ești? Acasă? Sunt ok acasă. De fapt, citesc și eu și vă mulțumesc de toate prostiile care apar în Turcia și... În legătură cu tine? Asta e viața. Da, e cu cine. Ce apare, Șumi, de te deranjează? S-au supărat cei de la club și vor analiza situația. Vezame s-au supărat și au pus un, nu știu, au pus un comunicat prin care spun că eu am plecat, am fugit de acolo. Deci vreau să reglez situația asta și cred că aveți șansa să fiți primii care aflați. Te rog. N-am vorbit cu nimeni. Deci în data de 18, exact, să spun cronologic cum s-au întâmplat lucrurile, în data de 18 am avut o ședință cu unul dintre vicepreședinții clubului. Da. Bașcanu era la Istanbul. El vine mai rar la noi, fiindcă a putut să un accident și a rupt piciorul. În fine, ajungea destul de greu. Și veneau doi vicepreședinți din când în când pe la echipă. Foarte speriat, acest vicepreședinte a venit la mine să am discutat. Meciul era în picioare, se juca sâmbătă cu Ankara Giurgiu. Da. În data de 18, eu am meeting înainte de antrenament. Mi se spune să vorbesc cu jucătorii și să-i conving pe jucători să rămână, să nu plece nimeni, că lucrurile sunt sub control în Turcia și se va continua. Da. Eu am spus ok, am avut ședință, am condus antrenamentul, i-am convins pe jucători chiar dacă era destul de greu să se mai gândească la fotbal în momentele respective, văzând că anumite curse spre orașele lor, spre capitale, țările care provin, erau închise, se închideau pe cei ce trece, își dădeau seama că situația e escalada. I-am convins, am făcut antrenament. Din data respectivă a început jocul, în sensul că federația nu știa ce se va întâmpla, a hotărât că se va juca pe data de 18, după antrenament, a fost un meeting, după care în data de 19 a vorbit președintele țării, domnul Erdogan, au spus, au luat anumite măsuri, s-a reunit federația aia, au hotărât să canceleze etapele, dar n-au dat niciodată certă când se va relua campionatul. În momentul acela, eu mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și i-am anunțat pe directorul clubului, m-am dus la club și a zis eu în condițiile astea nu pot continua, plec. Am ajuns la hotel, aripa hotelului în care eu stăteam a fost închisă. Am fost atât de deștept, fiindcă mai m-am lovit de probleme de genul ăsta și am făcut un video în care să le demonstrez că aripa hotelului era închisă, nu mai exista recepționer, nu mai exista restaurant, nu mai exista absolut nimic. Urma să-mi fac aprovizionare de pe la supermarketuri sau ceva de genul ăsta și să ne mutăm în altă parte, probabil. Nu luase nimeni legătura cu noi de la club. În data de 20, la 11 dimineața, l-am sunat pe bașcanul clubului și mi-a zis, te rog frumos, nu pleca. L-am anunțat că plec și mi-a zis, te rog frumos, nu pleca deocamdată, fiindcă avem ședință cu toți președinții de cluburi într-o jumătate de oră, videoconferință. Am zis, ok, bine, aștept să vedem ce decizie se ia și nu plec dacă se va relua campionatul. I-am promis lucrul ăsta. Da. Până la data de, până la orele 3, n-am primit niciun răspuns. Eu în continuare încercam să-mi găsesc zborul, să vin spre țară, avioanele fiind din ce în ce mai pline sau erau deja restricționate, foarte multe dintre ele scoase și atunci automat, dacă erau o timp până în aeronavă, nu erau locuri. Da. Practic găsisem doar 3-4 locuri și noi eram 6 în stat. La ora 15:48 am fost tot la fel de divaci și mi-am înregistrat cu vorbirile cu președintele și mesajele vocale care și legătura care am ținut-o cu președintele clubului, cu Bașcanu, de fapt. Da. L-am sunat și i-am spus că
rămâne în condițiile de față, explicându-i ce se întâmplă la hotel, să-mi spună care sunt hotărârile de la ședința respectivă și mi-a spus că sunt trei soluții. Cea mai optimistă să înceapă în data de 17-18 aprilie, a doua, cu siguranță Ministerul Sporturilor și Sănătății vor împinge această dată până pe 30 dacă lucrurile vor escalada din punct de vedere al cazurilor. Și ultima, dacă nu se va mai juca, să se acorde titlul, să retrogradeze ultimele trei echipe, ceva de genul ăsta, să înghețe campionatul în momentul respectiv. Da. Eu l-am anunțat în condițiile astea, eu nu pot să rămân și mă voi întoarce în momentul în care va exista o dată certă, oficială, dată de Federație și de Guvern și am spus că îmi voi lua un avion privat, fiindcă nu mai am fost să ajung acasă și voi pleca. Lucru care l-am și putut. Deci eu cred că am acționat conform bunului simț. Da, mi se pare nici absurd din ce spui tu. Până la urmă, da, e vorba de sănătatea ta, de viața ta, de familia ta, de ce nu? Deci în momentul de față nu se face niciun fel de antrenament. Ei încearcă să mă atace, m-au atacat din momentul în care am ajuns la Gaziantep, că știi cum sunt, unii te vor, unii te vor. Au încercat să-mi facă fel de probleme, dacă vă aduceți aminte și ziariștii locali care erau împinși de anumiți oameni și am aflat-o după aceea, m-au acuzat că eu am... Ai mai fost la notar? Da. Că am agenție de adus jucători, prospiți, și când l-au văzut pe Maxim Bormă, nu știu cum să-mi pupe mâinile. Și pe Souza, doi jucători care i-am adus până la urmă și care au venit fără niciun fel de sumă de transfer, în fine. Dar ăștia sunt oamenii și cred că am acționat cum se cuvine. Eram dator și față de staful meu să-i aduc acasă, fiindcă lucrez cu ei de atâta timp și erau speriați toți de ceea ce se întâmplă acolo. N-a contat efectul financiar, am ajuns în regulă acasă, suntem la familie, este uman tot ceea ce se întâmplă, având în vedere că preparatorul meu fizic a transmis video pe grupul care îl avem și le-a arătat tot ce au de făcut și le-a exemplificat tot ce au de făcut până la data de 1 aprilie. Eu, Victor, am avut o discuție cu bașcanul clubului încă o dată, da, și am explicat, am căzut de acord amândoi același că dacă în momentul că va începe campionatul, în data de 17, eu pe data de 3 mă voi întoarce în Turcia și vom începe pregătirea cu 3 săptămâni înainte în data de 3. Dacă pe data de 30 va începe, vom începe în data de 10. Am fost de acord amândoi, am stabilit că acesta este programul, am pus pe grup, după care există o altă parte formată din vicepreședinte, nu știu cine, care i-a chemat pe jucători pe data de 26 la stadion. Jucătorii au început să mă sune pe mine, au început să sune, să zică, domne, ce se întâmplă, că nu înțelegem. Deci un haos total. Dar cine face programul la echipă? Deci eu vorbim cu bașcanul clubului, iar doi vicepreședinți, putând să vină pe data de 26, nu știu ce vor să demonstreze ei, că nu sunt eu acolo sau ceva de genul ăsta. Păi și în condițiile astea, de ce ați mai vrea să lucrați acolo? De ce ați mai vrea să vă întoarceți acolo? Ținând cont că ai și oferte, poate de nu te așteaptă Fener acum? Nu, eu în momentul de față sunt sub contract. Păi dacă nici ei nu sunt fericiți, nici păi voi... Păi eu trebuie să... Eu, Carmen, eu trebuie să respect contractul. Eu n-am ce să fac, eu trebuie să respect contractul. Există niște detalii financiare. Eu cum respect contactul cu funcționarul, eu îmi doresc să mă întorc acolo, fiindcă de altfel este și munca mea, am muncit 8 luni de zile. Am luat echipa asta de la zero, practic doar portarul mi-a rămas de anul trecut și am format o echipă de la zero și suntem pe locul 9 în Turcia. E un campionat foarte greu. Toată lumea se miră, este o performanță deosebită, nimeni nu credea, ne dădeau primii retrogradați. Așa cum mi s-a întâmplat și la Caisteri. Și sunt pe locul 9. Cu șanse mari de tot, din 8 etape, practic dacă mai făceam doar 3 puncte din 8 etape, eram matematic salvat. Și dacă noi realizam în cele 8 etape să facem 8 puncte, având în vedere că am scăpat de toți granzii campionatului și aveam meciuri accesibile, eu terminam în primele 10. Ceea ce este o performanță deosebită.
Și atunci asta mă face să mă întorc. Asta mă, este munca mea cu acei jucători. Dar în condițiile acestea e destul de greu, nu știu ce se Dar nu înțeleg ceva, Șumi, tu, e evident, nu trebuie să ne spui tu că ai rezultate bune la echipa asta. De ce sunt oameni nemulțumiți de tine sau de ce există o tabără care ar vrea să scape de tine de acolo dacă tu faci treabă? Păi nu știu, probabil că sunt incomod. Doar că sunt un tip incomod. Sunt singurul antrenor străin, mai e tot finesc, doar la Caicedo. Atât. E... care și a venit că ești mai popular decât turcilor. Da, nu știu. Sunt... Da, nu știu de ce. E o întrebare bună. Lumea, mă... ce să zic, sunt disperat. Eu dacă ies în oraș, am mai spus-o. Nu pot să o mai rec... Mă cunoaște lumea mai mult la România. Eu sunt martoră că mi-a fost greu să te scot puțin la plimbare și ne-am chinuit puțin pentru acel reportaj, că reticent știm, da, prin ce treci acolo și un oraș care inițial nu era așa lumea de fanatică acolo. Nu. Am început campionatul Carmen cu 2-3.000 de spectatori și acum vin 15-20.000. Adică echipa asta a realizat ceva. Deci pentru ei fotbalul e ceva extraordinar. Și ușor, ușor am făcut ca și la Califerie, același lucru. Dar în momentul de față sunt și antrenori turci care n-au locuri de muncă. Nu le e ușor. Nu, da. Dar jucătorii au fost cumva supărați că tu ai plecat, ei fiind obligați să stea acolo... N-aveam de ales, Carmen, zic, spun încă o dată, jucătorii nu puteau pleca, decât românii. Ceilalți aveau închis toate zborurile, erau închise, turcii au închis. Nu mai puteau să plece nici în Franța, nici în Anglia, nici în Belgia, nicăieri. Nu puteau să ajungă, nici în Spania, încă au închis toate zborurile. Iar de pe 27, turcii și nouă ne-au dat mesaj, având aplicația pe telefon, eu am primit un mesaj prin care mă anunță că peste 3-4 zile vor închide zborurile și vor menține cursele doar cu 500. Doar am impresia Singapore. Și cum ai reușit să faci rost de acel avion privat? Că nu îi stă oricui în drum. Păi am și eu destul prieteni și am rezolvat, am plătit o companie și a venit și mă arăt. Ți-au trimis și șofer la scară, dacă tot ai plătit? Nu. Am luat un avion normal de la o companie de care are 5 avioane și care asta se ocupă. A venit, m-a luat de la Gaziantep, dar am vrut să zbor. De fapt, era un singur zbor și până trebuia să stau 10 ore în aeroport în Istanbul să aștept următoarea conexiune și nu aveam ținete nici la următoarea conexiune. Eram pe lista de așteptare, dacă nu ajungea nu știu ce avion din altă parte, în fine. Și am preferat să zbor, să nu-mi pun nici sănătatea în pericol, nu știi cu cine zbor. Corect, așa este. Dar cu frica ta de avion de zbor, cum ai gestionat-o acum? Păi și că dacă stă mai la pilot... Da, dacă stai la pilot e ok? Da, n-am simțit nimic, n-am văzut în viața mea. Deci n-am văzut în viața mea, am făcut o oră 20, o oră 25 cu un jet care a venit și ne-a luat. Deci da, am simțit nimic. Am zis că sunt în sufragerie. De ce e o diferență când ai mai mulți bani? Da. Bun. Incredibil. Deci important era, te-am mai zis, să aduc staff-ul acasă în condiții optime. Mă simțeam așa un pic, și acum mă simt obligat. Eu față de oamenii cu care lucrez și nu m-am gândit neapărat numai la mine. Am gândit la toți, eram 6 inși și într-un final... am ajuns sănătos și suntem acasă. Ce se va întâmpla în continuare? Nu ține de bine. Ține de avocat, probabil. Vom vedea. Pe de altă parte, acum, ca să glumesc un pic cu tine, la ce cot ai în momentul de față în Turcia? Cred că ar fi chiar un avantaj să fii dat afară. Ai primit niște bani de spăgubiri și probabil ar sări și echipele de top pe tine. Că s-a scris despre Fenerbahce, de exemplu. Da, nu știu. Cred că la Fenerbahce e destul de greu. Au fost niște discuții, am văzut că scriau și vorbeau anumiți oameni de fotbal. Eu mă bucur, așa să zic, de simpatia foarte multor oameni din presă. Au apreciat jocul nostru, tot timpul l-au scos în evidență. Da, am un nume bun în Turcia, cu siguranță. De la Arad mai e vreo ofertă
De actualitate? În momentul de față nu se gândește nimeni la fotbal, dar n-ar fi dificil să îmi găsesc vreo echipă. Eu n-am stat foarte mult, în 15 ani de carieră, 16 ani, pe mine n-am prea stat acasă, eu nu m-am prins foarte mult acasă. Dar nu știu, în momentul de față eu cred că mă voi întoarce acolo, dacă mă întrebe mine. Dacă ei vor renunța și sportori, prosta, există modalități de a redespărți, nu e niciun fel de problemă. Șumi, eu pregătisem pentru intervenția ta niște întrebări așa din cariera ta, dar niște curiozități. Ne-am luat cu discuția, dar înainte de final tot vreau să-ți adresez măcar două întrebări fără din problem. Perioada în care jucai. Fără probleme. Tu ai venit la Rapid, dacă nu mă înșel, în 96, nu? Da. Bun. Cristi Dulca mi-a povestit într-un interviu că la primul lui antrenament la Rapid și-a luat un cot în nas de la Rodin Voinea, de bun venit. Tu ți-amintești primul tău antrenament la Rapid cum a fost? Mă simțeam foarte stingher, veneam de la sportul, la sportul eram unul dintre cei mai șmecheri în ghilimele, să zic așa, din vestiar, n-aveam niciun fel de problemă, eram colgheterul echipei și am ajuns la Rapid și când vedeam că, virgulă, Chiriță, pe vremea aia, capitanul echipei, avea un BMW și îl parca, mi-a lăsat Dacia sub podul grand. Așa mi-a zis că făcea și Dulca, exact așa făcea și Dulca, o lăsa sub pod de rușine. Mi-a fost rușine să vin, am lăsat mașina sub podul grand și am luat-o pe jos până la Giulești, adică vreo 200-300 de metri și am venit la antrenament. Mă simțeam un pic stingher așa și... Te-a luat cineva tareșumii din vestiar de acolo? Nu, m-a luat el sub alipa lui Chiriță și mi-a zis el în Ninel zicea. Și zicea, ăsta e omul meu. Nu-mi va atinge zel, ăsta e omul meu. Erau atunci Cezar, Zafir. Dar de ce? Ce a mirosit el la tine? Nu știu. A văzut că sunt mai șmecherași, mai colonași așa. El, la fel, na. Șumi, după aia în sezonul 98-99, tu ai marcat 17 goluri în campionat, dacă nu mă înșel, ai fost golgheterul Rapidului. Cât de mult au cântărit reușitele tale în câștigarea campionatului? Putem să spunem că ai fost la fel de important cum a fost Ali Bek pentru Astra cu tine pe bancă? Da, sigur. Păi da, am fost vreo 6 meciuri care le-am câștigat cu 1-0 cu golurile marcate de mine. Nu mai spun acel cu Astra care a marcat 3 goluri și am bătut 5-2. Am impresia, când am luat campionatul, practic aproape eram campion în penultima etapă. Da, deci majoritatea golurilor au adus puncte atunci și puncte foarte, foarte valoroase. Nu mai trimit exact golurile respective. Am dat un gol cu Petrolul în ultimul minut, minutul 94-95, pe o ploaie, era 1-1 acasă la noi în Giulești. Am dat gol, am marcat 2-1, 3 puncte. Am marcat pe la Satu Mare, am făcut 2-2, încă un punct în ultimele minute. La Craiova, pe că am bătut 1-0 al treilea an, am dat din penalti eu, nu mai știu. Deci cum a fost? Tu ai fost Ali Bek-ul Rapidului sau Ali Bek a fost și Mudică de la Astra? Nu știu, cum vrei tu. Bun, există un mit printre suporterii rapidiști că ai dat un gol la un moment dat și vreau să te întreb dacă e adevărat. Ai fi dat un gol în Vinclu și s-a oprit mingea acolo, e adevărat? Am dat, da, cu Petrolul, am dat un gol, nici n-am știut să mă bucur, n-am știut că e gol. S-au oprit mingea în stârmele alea, era o stârmă așa la fiind, s-au oprit mingea acolo, nici n-a atins plasa, nici lumea a fost obiectivată, nu știa că e gol. Adică nu și-a dat seama nici... Cine era arbitru? Nu mai știu cum. Știu că portar era Cerne, țin minte așa. Da, i-am dat o ștachie, mi-a dat pancul și când i-am dat una, n-am nici vreo care a trebuit, dar rămas mingea ca pe Wembley, când a dat Brooklyn, dacă ții minte, și-a rămas mingea acolo. Așa a rămas și-a am golul, e pe YouTube, da. Tot cu Pancu și cu Măldărășanu ai avut o fază în meci cu Steaua, dacă nu mă înșel, la poarta dinspre teatru, Pancu i-a pasat lui Măldărășanu care a întors mingea la tine și tu ai dat gol. Ți-amintești golul? Da, cu Tele în poartă, 1-0, cu Steaua i-am bătut 4-0 la noi și a fost primul gol, da, mi-l amintesc. Primul gol pe care l-ai marcat în poarta Stelei, te referi? Nu, am mai dat, când eram la Rapid, am mai înțepat. A fost primul gol din meciul respectiv. După care nu mai știu, a dat Dulca, Sergiu Radu. Ți-ai luat și tu apoi, după ce ai ajuns și tu așa mai șmecher în vestiar, ți-ai luat și tu un copil în grijă așa? Mai ai avut tu parte când ai intrat în vestiarul Rapidului?
sau ții minte care era protejatul tău? Aveam Bugeanu pentru salier. Da. Era băiatul meu. Și mic. Un băiat extraordinar, un băiat care s-a stins pe lac într-un accident teribil, practic. A lăsat mașina cu mea într-un garaj, în fine, și s-a intoxicat cu un oxid de carbon. N-am fost în stare, am fost la măsântare atunci, țin minte, am fost devastat. Era unul din preferații mei și un băiat care țineam foarte mult de aia. Dumnezeu să-l ierte. Cristi Dulca, tot în același interviu, mi-a povestit că la un moment dat v-ați luat la bătaie la un antrenament într-un cantonament și că tu, cum ești așa mai guraliv, îl tot amenințai că îl distrugi, v-a dat amendă Lucescu 500 de euro și înțeleg că ați intrat într-o pădurice, în drumul spre hotel, după care spune că ați ieșit prieteni. Ți-aduce aminte episodul ăsta? Da. Așa. Da, te-aduc aminte așa, Cristi e un băiat simpatic, era... La un moment dat era și căpitană echipei, un băiat care a avut unele probleme, chiar eu mai sunam și îl întrebam care sunt problemele lui de sănătate, am rămas în relații foarte bune. Dar tu erai agresiv așa la antrenamente? Erai energic de provocai și ceartă între colegi? Eram mai stirt așa, dar nu neapărat. Eram, nu știu, aveam mâna așa, nativă, în sensul că eram mai rapid, mai agil, mai nu știu cum. Și el era un tip mai robust, nu mai știu exact ce s-a întâmplat atunci, dar nu neapărat Pitorescu și, să zic așa, pădurea ne-a făcut să le împăcăm. Eu sunt un tip care uit imediat. Nu țin dușmanie și nu. Ne-am împăcut. Eu eram zvonalul, să zic așa. Eu mă vreau, luam presa, citeam, făceam așa, mă vreau la pasarat, citeam toată presa, intram în vestiar, vorbeam 10 minute, 15 minute, le spuneam tot ce se întâmplă în par, după care citeam antrenament. Revista presei. Revista presei, da. Șumi, da. Dacă s-ar teleporta echipa campioană a Rapidului din 99 în Liga 1 de acum, ce rezultate crezi că ați avea la nivel local? Ne-am distrus. Ați fi cei mai buni din România? Cu siguranță ne-am bate. Nu bate sus acolo, cu CFR-ul. Deci pe FCSB nu bagi în ecuație. Nu, FCSB e o echipă ok, e o echipă bună, dar... Nu și-ar da cu Rapidul tău, ca să zic așa. Nu, cred. Nu. Păi nu, aveam echipă bună, rog. Și aveam fotbalist și nu mai m-am gândit Stanciu. Care era preferatul tău? Stanciu, Remi, Morohan, Lupu... Sapău? Sau da, stânga și dădea mingea în dreapta, nici nu știi cum să puci. Înaintea lui Ronaldinho, nu? Hai, ce n-ai. Iftodi, Barbu, Banea, după aceea, eu, Pancu, ce să loc, poartă, ce să aveam echipă bună, Bogdan Antone, Nan, Mane, ce să fie, mânca copii. Da, spunea și Dulca că avea un joc așa pe tunel de speria adversarii, dădea cu pumnii, cu picioarele în pereți, în gard. Păi când vedeai ce e bune și când noi eram afiți de performanță, aveam Panea Mircea cu bancă, te aducea la ora jocului, îți venea să muși din grilajele alea când ieșeam pe teren. Deci era și bătaie pentru primul 11. Păi eu retur-o la un moment dat ajuns să te rezervă, juca Canea cu Bară. Bine, doi fotbaliști extraordinari și tot am ieșit de vietele echipei până la urmă. Da. Deci, greu, era greu să știu așa la pizza, prins, ce să mă greu, la minte, probabil ce tip. Da. Mister, dar în ceea ce privește România, cam ce previziune ai tu așa și pentru ce se poate întâmpla aici? După câte vezi, citești, urmărești, că tot ești informat, ar trebui să se reia? Eu cred că și în Turcia și în România, din păcate, campionatul, vorbim mai de fotbal, nu vreau să vorbesc de sănătate, de ceea ce se întâmplă în momentul de față și trebuie să înțelegem, atât noi cât și turcii, pentru că vorbeam cu cineva din Turcia și îmi spunea că ieri și-a luat la Istanbul, a fost vreme frumoasă și era foarte mult public în Istanbul. Deci dacă nu vom înțelege că trebuie să stăm în casă și că această pandemie o ia razma, dacă intrăm în contact cu anumite persoane și dacă nu înțelegem că trebuie să ne izolăm, să rămânem în casă,
Eu cred că din punct de vedere fotbalistic, în România nu se va juca următoarele două luni. Asta este părerea mea. Și nu numai în România, ci și în Turcia. Cred că în Turcia nu se va mai juca deloc în această vară. Cred că campionatul va începe, dacă este așa, posibil până în iulie-august. Se termine, dacă vor dori să termine aceste 8 etape. Lucru care se va întâmpla și în România. Așa se... Bun. Îți mulțumim mult de tot, Șumi, pentru intervenție și îți dorim o sănătate multă și să ai o zi frumoasă. Doamne ajută și cu sănătate bună. Și aveți grijă de voi. Mulțumim. Da. Îți mulțumesc ție, Carmen, pentru prezență. Tu o să fii o